Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Suntem pe data de cât astăzi? 13. Andreea, pe 13. Mai toți, fiind vineri, și-au luat o pauză, nu? Da. Și totuși, în matematică, nu-i timp să ne odihnim. Noi suntem într-un curs econotractonometru. Așa că, ce să facem astăzi? Facem așa în prima parte, să spunem, răspundem la întrebările acele pe care le ai tu, adică chestiuni nerezolvate. Să zic eu așa, probleme diverse. Pentru clasa a 10. Și eu nu știu exact la ce mă refer, las așa sub forma aceasta probleme diverse. Însă vedem exact ce fi vorba. Te rog. Se consideră funcția f. Deci 1. F. Definită pe intervalul deschis 2, 0. 2 infinit. 2 plus infinit. Cu valori în R. Da. Unde f de x egal cu 2 la puterea x minus 3. 2 la x minus 3, da. Da. Plus logaritm în baza 3 din x minus 2. Din x minus 2. Prima cerință, stabiliți dacă funcția f este strict monotonă. Stabiliți. Dacă e strict monotonă. Ce înseamnă monotonă? Adică este strict crescătoare sau strict descrescătoare? Așa. Să constat, să stabilim dacă e strict crescătoare sau descrescătoare. Da. Bemic? Rezolvați ecuația. 2 la puterea x egal cu 8, pe lângă 1 minus logaritm în baza 3, din x minus 2. Probabil se referă la... Cred că este în legătură cu da. Cea de mai sus. Așa. Nu mi-s băgat în baza 3 din x minus 2. Ce? Mai este... Ce? Da, mai este în ecuație. Zim. Logaritm în baza 3 din x minus 2. Mai mare sau egal decât 1 minus 2 la putere x minus 3. Așa. Da. Da, atât. Atât. Da. Hai să începem. Deci este o funcție. De ce? Dacă autorul ne dădea nouă numai legea de corespondență, rămânea în sarcina noastră să stabilim dovedele ființii. Da. Văzând că avem în componență o exponențială plus un logaritm, exponențiala are vreo pretenție? Nu. Nu. Ea există pentru orice x. Da. Da? 2 la x pentru orice x. 2 la ceva, nu avem nicio problemă. Da. Important este să știm că valoarea unei exponențiale este un număr pozitiv, strict pozitiv. Dar logaritmul. Argumentul trebuie să fie mai mare decât. Sigur că da, și baza mai mare ca 0 de ferit de 1. Și este. Da. Așa că tu ai fi pus, dacă nu ți-ar fi spus autorul, ce conține? X minus 2 strict mai mare ca 0. Da. Ceea ce ar fi însemnat că x mai mare decât 2, adică x aparține de la 2 la plus infinit. Deci dacă autorul nu spunea pe domeniul definiției, tu știai asta, puteai să stabilești pe domeniul definiției, însă el a fost drăguț să-ți dudească când nu te mai încurc eu chestia asta, îți dau de la bun început, domeniul definiției este de la 2 încolo. Din cauza logaritmului. Deci funcția asta este o sumă de două funcții, una cu pretenții. Și datorită pretenției acestea ca se poate să existe, încât se poate pentru x și de la 2 încolo să putem crea, să putem găsi y-ii, imaginile, trebuie să ne asigurăm noi de chestia asta. Deci la 2 încolo lucrăm. Da? Bun.
să stabilim dacă F este monotonă, crescătoare sau descrescătoare. Ce părere ai tu aici? Nu am, pentru că nu am... N-ai nicio idee? Nu se poate. Funcția asta este o sumă de două funcții, f1 de x, care este 2 la puterea x minus 3, aici ai făcut o greșeală mare. Ai refuzat. Ai zis, funcții, chestia asta nu am. Deci ai plecat cu nu, hotărât. Îți ai mai lăsat vreo șansă dacă tu ai plecat cu nu? Niciuna. Așa se întâmplă. Datorită faptului că în mintea ta s-a stabilit, s-a rădăcinat ideea că la funcții, chestii, nu știu ce, nu ai treabă, iată că ne-a răspunsul cel mai rapid. Nu, trebuie să stabilim, să vedem că avem de-a face cu o sumă de două funcții, f1 de x, unde f1 e definit pe ier, neavând nicio pretenție cu valoare în ier, da? Ier plus steluță, adică valoarea unei exponențiale e totdeauna un număr pozitiv strict, da? 2 la ceva nu poate să fie. Și cât privește monotonia unei funcții în care baza, funcției exponențiale în care baza este supraunitară, ce poți să spui? Strict crescătoare. Adică din x1 mai mic decât x2, reiese că f de x1 mai mic decât f de x2. Oricare ar fi x1 și x2, două numere din domeniul de definiție din ele. Deci, se păstrează sensul de monotonie dintre argumente. X1 mai mic decât x2, f de x1 mai mic decât f de x2. Hai să zicem f1 și f1, pentru că despre f1 vorbim aici. Cea de-a doua funcție, f2 de x, e egal cu logaritmul în baza 3, parcă, nu? Da, 3 din x minus 2. Logaritmul baza 3 din x minus 2. F2 definită pe 0 deschis plus infinit, nu 0, 2 deschis plus infinit cu valori în ea. Iată această funcție corect definită, că am stabilit și domeniul definiției, am fost foarte cinstiți a o prezenta, am dat legea de corespondență, domeniu, codomeniu, tot despre funcția asta. Ce părere ai funcția logaritmică, în baza 3, ce fel de funcție este? Dacă este baza 3, este baza supraunitară și atunci ar trebui să fie strict crescătoare. Nu ar trebui. Este strict crescătoare. Nici nu sunt la discuții. Deci tot așa, din x1 mai mic ca x2, reiese că f1 de x1, f2 de x1 mai mic decât f2 de x2. Odată lucrurile aceste stabilite, înseamnă că putem merge cu x-ul mai mic ca x2 și să le schimb pe cele două relații, da? Da. Deci din x1 mai mic ca x2, reiese f1 de x1 mai mic decât f2, f1 de x2, că f2 de x1 mai mic decât f2 de x2, și că le putem aduna membru cu membru, pentru că avem același sens a inegalității. Da. Și atunci vine f1 de x1 plus f2 de x1 mai mic decât f1 de x2 plus f2 de x2. Și cine este f1 plus f2? Este tocmai f de x. Da. Așadar, poți să spui aici că f de x1 mai mic decât f de x2. Că... Deci din x1 mai mic ca x2, ale și că f de x1 mai mic ca f de x2. Da. Ce înseamnă dacă se păstrează sensul? Conform definiției, rezultă că f de x, f este strict crescătoare. Am răspuns la problemă. Ce am exploatat aici? Funcția în sine. Am exploatat faptul că f este o sumă de două funcții, una exponențială și alta logaritmică, și fiindcă sunt f1 este în bază supraunitară este strict crescătoare, f2 în bază supraunitară este strict crescătoare, suma două funcții strict crescătoare, funcții strict
Da, funcții strecăscătoare. Dacă ar fost f 2 la x minus 3 minus logaritm bază 3 din x 2. Ar fost scădere. Da, și la scădere trebuia să mulțesc aici cu minus 1. Da, și atunci se schimba sensul. Se schimba sensul și când ne adunam nu mai puteam să lăs. Deci nu mai puteam la scădere, nu mai puteam da niciun răspuns. Da. Una era un sens, celălalt era cu alt sens. Vezi? Dar autorul a fost drăguț aici cu noi și a spus, băi, las latural ca să poată decide. Da. E funcție strict crescătoare în cazul de față. Da. Așadar, primul punct a fost stabilit dacă f este strict monotonă. Da, este strict monotonă și mai mult este strict crescătoare. Deci am răspuns cât se poate de clar. Da. Hai să vedem punctul B. Ce spune acolo? Rezolvați ecuația 2 la x egal cu 8 minus logaritm baza 3 din x minus 2. Așa trebuie să spun așa. Aici, da? Argumentul. Altfel să înțelegea că logaritmul numai din x. Da, și acolo e pătrată. Aici e pătrată. Așa, bun. Și așa, da? Odată când avem condiția ca x să fie de la 2 la plus infinit. Din cauza, de-ai stabilit da. Asta. Am putea să mulțim cu 8 acolo, deci facem paranteza. Da. Și după o să vedem. Ar trebui să vedem cumva, să dea logaritmul egal cu, ducem și celălalt numere în partea cealaltă. Și încercăm să facem un logaritm egal cu un logaritm. Bine ar fi. Dar tare mi-e teamă că e destul de urât. Păi ar veni 8 minus 8 logaritm baza 3 din x minus 2. Da, 8 minus 8 logaritm baza 3 din x minus 2. Egal cu 2 la x. Bun. Îl ducem pe 2 la... Nu. Îl ducem pe 8 în partea cealaltă. Și ar veni... nu, îl ducem pe logaritm. Logaritm baza 3 din x minus 2 egal cu 2 la x minus 8. 2 la x minus 9. 8 logaritm. Da. Că e 8 ăla de la desfacere. Eu tot mă uit așa, din experiența care am Andreea, trebuie să zic că fiind A, B, C, trebuie să fie ceva în legătură cu punctul A. Da. Deci ecuația asta, așa cum o vezi tu, nu e chiar simpluță. Dacă nu mă leg de A și dacă nu mă leg de se dă funcția B, de X egal cu... Mai era un subpunct B, calculație de 3. Ai spus și pe ăla, da? Da. F de 3. F de 3 ar veni 2 la 3 minus 3, care 0, 2 la 0, 1, plus logaritm baza 3 din 1. Deci adică punctul ăsta a avut A, B, C, D, da. Înțeleg eu, da? Nu B-ul este aici, nu, ci D-ul, C-ul, D-ul, da? Da. Hai să, să luăm așa. N-am să mă exprim o dată, ci pur și simplu zic de A, B, C, D și B-ul... Și B-ul era calculat... Calculați F de 3. 3, da? Cu 5. Așadar, după momentul în care am stabilit monotonia, f de 3 să-l facem. F de 3 ar fi f de 3 egal cu 2 la puterea 3 minus 3 da. Plus logaritm baza 3 din 3 minus 2. 3 minus 2. Care 2 la puterea 0, care e minus. Da. Plus logaritm baza 3 din 1. Adică 0. Așa, care face 0, deci face 1 plus 0, egal cu 1. Deci imaginea lui 3, deci 3, are ca imagine prin funcția f pe 1. Da? Imaginea pe care o capătă 3, prin legea asta de corespondență, este 1. Destul de ușor am stabilit asta. Să ne îndreptăm din nou la ce? La acea ecuație. Sau la monotonie. Da.
și să stabil, să urmărim monotonia, să urmărim funcția dată. Poate scrie ecuația asta cu ochiul tot timpul spre funcția dată. Păi dacă este strict crescătoare, înseamnă că odată cu creșterea X-ului crește și Y, nu? Sigur, așa, perfect. Atunci? Eu insist, uită-te la ecuație și uită-te cum am mai putea. De 2 la X nu-mi place, acolo e 2 la X minus 3. Cum să Aveam optul ăla care putea scrie în 2 la 3-a. Excelent, și poate ne vine în minte ceva. Deci 2 la X egal cu 2 la 3-a, pe lângă 1 minus logaritm în baza 3 din X minus 2. O să facem noi să apară X minus 3 de acolo. Tare mult îmi doresc. Împărțim prin 2 la 3. Asta era. Împărțim totul prin 2 la 3. Și atunci relația devine 2 la X minus 3 egal cu 1 plus minus logaritm baza 3 din X minus 3. 3 din X minus 2. Și echivalent cu uite de sus, uite de sus. Uite de sus, că acum poți să spui foarte repede. Pe sus e cu plus. Dar să vedem, nu. Plus. Înmulțim? Nu. Pe sus avem 2 la X. Nu, ducem pe 2 la X minus 3 dincolo. Ori îl ducem pe ăla, ori aducem logaritmul. A, aducem logaritmul. Cel mai corect aducem logaritmul, dacă ați fi perfect. Deci apare. 2 la X minus 3. Da. Plus logaritmul baza 3 din X minus 2. Noi avem baza 3 din X minus 2 egal cu 1. Oh, da, 1. Și... păi e funcția f de x. Dacă f de x egal cu 1... deci asta e f de x, nu? Da. F de x. Da? Și deci, practic, f de x trebuie să fie egal cu 1. Și cine este x-ul? X egal cu cine? Pentru ca să întâmple... f de x fac. F de cât se fac cu 1? F de 3. Am făcut la asta. Da. Deci, de aici rezult, cum am arătat f de 3 egal cu 1, înseamnă, de aici rezultă, că x egal cu 3 este soluția ecuației. Acum trebuie să mai arătăm că e unică. Păi putem să luăm ori cu mai deci, mic sau mai mare, ori cu monotonia. Aie. Monotonia înseamnă injectivitate. Da. Și o funcție strict monotonă este injectivă. Și atunci f de x egal, f de x egal cu 1 nu poate să admite mai mult de 2. Nu sunt 2 de x care să facă, să aibă ca imagine pe 1. Da. Ci unul singur. Deci vom spune așa. Cum f strict monotonă, chiar strict crescătoare, nu? Da. Da, monotonă. Rezultă f injectivă. Da, este injectivă. Și cum f de 3 egal cu 1, înseamnă că x egal cu 3, unica soluție. Nu sunt două valori a lui X, care să, două sau mai multe valori, să aibă ca imagine pe unul. Din cauza că injectivitatea nu-i de voi. Și atunci rămâne singura soluție X egal cu 3. Excepțional. Iată că tu ai pășit pe punctul B, că ai zis tu, n-are nicio relevanță să nu mai iau. Pentru că eu una știu un lucru. Mă descurc, știu să fac F de 3. Dar tocmai mi-i trebuia chestia asta, că autorul a fost foarte drăguț și ne-a făcut exercițiul ăsta așa, în pași mărunți. Ne-a pregătit din etapă în etapă. Și punctul D. Punctul D, rezolvați ecuația. Logaritmul baza 3 din X minus 2 este mai mare sau egal decât 1 minus 2 la X minus 3. Păi cam ce avem noi oricum.
Noi nu aveam sub formă de egalitate, aveam 2 la x minus 3 egal cu 1 minus logaritmul bază 3 din x minus 2. Da. Și ar trebui să apară cumva 1 minus 2 la x minus... Păi aducem pe 2 dincolo și logaritmul stânga. Nu, logaritmul a rămas aici ca să fie da. Funcția de mai. Deci punctul la punctul D, aș spune că inegalitatea s-a scrie așa. 2 la puterea x minus 3 plus logaritmul baza 2 sau 3 este din x minus 2 mai mare egal decât 1. Și asta e f de x, nu? Da. Noi avem din ecuația cu logaritmul în baza 3 din x minus 2 mai mare sau egal decât 1 minus... În loc de 1 ce aș putea să scriu? Logaritmul în baza 3 din 3. Ori logaritmul în baza 3 din 3, ori 2 la 0. Ori 2 la 0 și încă o să facă 1... Stai, dar noi acolo, de ce nu ne-a dat așa? La x de 3? Da. Păi au tot 2 la 3. Da, e bine. Deci în loc de 1, ori 10 logaritmul baza 3 din 3. Ori 10 mf de 3. Ori 10 mf de 3, cel mai deșteaptă chestia, așa este. Am văzut mai devreme. Da. Deci asta e exact cu f de 3. Și-ar apare acum că f de x e mai mare egal decât f de 3. Așa s-a scris. Da. Și despre f ce am spus mai? Că f este, cum este? Strict crescătoare. Din ăsta două ce ai spune tu despre x? Că x este mai mare sau egal decât 3. Asta este treaba. Deci rezultă că x mai mare egal decât 3. Adică x aparține intervalului 3 închis plus infinit. Da, super. Vezi? Vezi, asta înseamnă matematica. Să ai bucuria asta așa, să surprinzi niște chestii. Părea că... Da, dacă autorul făcea o chestie, se îndeamnă la punctul D. Deci să se rezolvă inecuația asta. Da. Ar fi fost foarte bun. Că noi trebuia să surprindem pașii din înainte. Adică trebuia să surprindem funcția f de x egal 2 la x minus 3 plus logaritmul baza 3 din x minus 2. Să studiem monotonia. Să vedem când f de 3 face 1. Să vedem că în momentul în care am văzut monotonia și f de 3 face 1, inecuația asta se așează sub varianta asta. Și atunci, x mai mare egal decât 3 să fie o consecință a etapelor pe care erau, nu erau explicit date, da. Ci erau ascunse. Deci, exercițiul ar fost foarte dur dacă autorul venea să se rezolve inecuația asta. Da? Da. Deci, ar fi fost nemaipărând de dur. Și... Foarte fain. Hai să facem noi un exercițiu acum, pe baza chestii acestea, să schimbăm și noi logaritmul într-o altă bază. 5. În baza 5, da? Da. 5 din x minus cât? 5 din x minus 4. Bun. 1 minus 2 la? 1 minus 2 la x minus 5. X minus 5, asta. Deci să se rezolve ecuația. Este prima tentativă a noastră de a compune exercițiul pe modelul acesta. Deci, să se rezolve inecuația. Să rezolve ecuația. Logaritmul baza 5 din x minus 4 mai mare egal decât 1 minus 2 la x minus 5. Ei, Andreea, ăsta e momentul de
al serii. Când nu ne-am mulțumit să rezolvăm exercițiul pur. Pur, numai simplu exercițiu. Am zis așa, dacă autorul ar fi dat asta, ar fost foarte dur. Și am mers în compas. Hai să compunem și noi în exercițiu. Aș vrea să te propui colegilor tăi să rezolvi inecuația asta. Să se rezolve inecuația, avem baza 5 de x minus 4, mai mare egal cu 1 minus 2 la puterea x minus 5. E foarte tare ești. Da. Foarte tare. Soluția cât ar fi aici? Cât ar fi? 5, cred. 5. Cred că 5, da, da. Sigur 5. X egal cu 5. Nu. Intervalul ar fi de la 5 încolo. Da, dar 5 la plus infinit. 5 plus 5 infinit. Îți dai seama, uite, un exercițiu de ăsta aș propune pentru olimpiadă, la faza locală. Pentru că elevii ar trebui să facă ce? De 2 la x minus 5 să le ducă în stânga. Să gândească funcția de x egal cu logaritmul bază 2 la x minus 5 plus logaritmul bază 5 de x minus 4. Să vorbească de monotonie. Să vorbească, nu? Ei, da. Să vorbească de soluția x egal cu 5, nu? Care face 1 și monotonia să te ducă tare, foarte tare. Vezi? Asta înseamnă matematica. Deci, cu ce mă deosebesc eu de toți colegii mei este cu ideea asta de a face, de a zburda pe câmpia asta a imaginației, să-ți lași mintea liberă, să încerce să pătrundă în zone greu accesibile. Mi se pare ca în varianta asta de escaladare unui munte, că deodată îți propui să, alpinismul, să spunem, este un sport foarte, foarte interesant, și să escaladezi peretele aceea, stânca aceea. Deodată tu îți propui asta să faci. Este momentul de vârf al creativității. Pentru că elevii, de regulă, sunt blocați pe chestia, rezolvă subiectul acela și cu asta basta. Și eu sunt încântați ei dacă au reușit să facă exercițiul. Ori nu asta, eu altceva fac. Da? Acum am avut șansa pe exercițiul ăsta. Eu l-am văzut prima dată, trebuie să spun. Dar, obișnuit să mă uit în altă parte, am gândit așa ceva. Mi-am dat seama că autorul putea să ducă direct la punctul D și pe bază mi-am gândit și noi altceva. Aș vrea să încerci... Să rezolvi. Nu, asta o rezolvi acum, că știi tot drumul. Dă-le colegilor să vezi tu ce probleme creezi. Vor merge la profesorii lor, vor încerca să vadă modalitatea de lucru, va fi destul de dificilă. Pentru că ei se vor duce în stânga, vor avea o funcție ciudată dintr-un logaritm exponențială, care e strict crescătoare, trebuie să ghicească soluția. Deci, ei, treabă frumoasă, da? Ce vreau eu, să mai compun și tu altceva pe modelul acestea, deci decompus un alt exercițiu. Îți sugerez să fie cu minus la funcția care o gândești. Deci cum a fost 2 la x minus 5 minus un logaritm într-o bază subunitară, da. Ca să meargă opusa va fi minusul acesta va face ca total să fie strict crescătoare. Deci minus, logaritm baza 1 pe 3, să spunem, nu 1 pe... cât am zis acolo? 1 pe 5, nu? Da. Din nu știu cine, acolo mai mare ca deft 1. Uite, așa ai făcut-o prin pas. Și altceva, eu știu ce îți mai vine în minte, dar cu ocazia asta, nu numai ție mă adresez, ci mă adresez tuturor celor care vor vedea filmul acesta, să înțeleagă că la matematică avem terenul cel mai prielnic pentru a ne dezvolta partea asta de creativitate.
o să vă spun, este exact atunci când faci o poezie, compui o poezie. Nimeni nu va înțelege ce bucurie te prinde când ai aranjat acolo câteva, să spunem, o strofă dacă ai compus, una. Și sună atât de plăcut și ai transmis ceea ce ai vrut tu să spui în acela, este super. Dar niciodată cineva nu va ști să aprecieze pe cel care a scris o poezie, nu va putea gusta din frumusețe decât dacă el la rândul a compus, a încercat. Așa și la matematică. Niciodată un profesor care nu e în stare să fi compus vreodată vreo problemă, nu va fi capabil să dezvolte niciodată partea asta la elevi. Ce va face el tot timpul? Învață mecanic. Mecanic, da. Deci, e greșit, le rezolvăm. Asta e metoda, comunicăm algoritm, nimic din ce înseamnă partea ascunsă. Este super că te uiți în zona asta. Și te ajutăm la să ne ducem la altă. Poate că sunt altă zona, altceva, fain, frumos. Vlad, m-a spus că el sigur va ști să se uite pe lecția noastră și cred că va fi entuziasmat. Tu știi numărul lui de telefon, eu seara asta îl pun, filmul, și el și ceilalți se vor uita și o să spun, oh, orice minune se întâmplă. Chiar dacă nu suntem acolo la lecție, în fața profesorului, noi am putut prinde lecția asta. Iată, un debut frumos, nu? Un început foarte frumos. Dar să mai avem o șansă să mai găsim lecția. Am să spun ceva. Să știi că nu tot timpul ai posibilitatea să vezi ceva așa frumos. Există un moment de inspirație. Exact ca la poezie, da? Nu te așezi așa. Vine de repede de la școală, mânca ceva și ia să fac o poezie, nu? Ia ceva, da? Este. Da. Peste nimic. Da. Chiar dacă par banale, acelea au rostul lor. Autorul este drăguț, nu ne dă deodată așa să ne surprindă cu niște chestiuni dure. Așa, probleme diverse. Frumos. Să vedem alt subiect. Determinați X aparține lui R. Deci determinați X aparține lui R. Pentru care expresia? Așa încât. X la a doua. X la a doua. Minus X. Totul la 2X. Este corect definită. Are sens, da? Da. Zi tu. Păi este exponențială. Da. Și ce știi de la exponențială? Ce condiții urgente se impun? Baza trebuie să fie mai mare decât 0. Strict mai mare ca 0? Și diferită de 1. Asta era. Deci, are sens sau există, dacă și numai dacă, x pătrat minus x mai mare ca 0 și x pătrat minus x diferit de 1. Asta era. Da? Deci, da. Asta trebuie să ai niște lucruri din urmă bine pus la 6 ani să rezolvăm. X pătrat minus X mai mare ca 0
atașăm x pătrat minus x egal cu 0, adică x pe lângă x minus 1 egal cu 0, de unde rezultă x 1 egal cu 0 și x 2 egal cu 1, nu? Facem tabelul de invarianțe a senului, x și vin de la minus infinit la plus infinit, e vorba de x pătrat minus x, care are ca imagine pe 0, în dreptul cui a lui 0 și a lui 1. Imaginea este 0, deci face 0, da? Da. Și atunci, dăm un x din stânga de aici pentru zona asta, minus 1, să zic, și face minus 1 la 2, face 1, plus 1, 2. Da? Păi minus 1 e 2, plus 2, deci plus peste tot. Până la minus și până la plus. Și noi am avut x pătrat minus x, x pătrat minus x mai mare ca 0, echivalent, cu x aparține intervalului. De la minus infinit la 0. La 0, deschis. Și reunit cu 1 deschis la plus infinit. Fact. Și să vedem unde este diferit de 1, o să luăm negația. O să mergem cu x pătrat minus x egal cu 1, ceea ce ar însemna că x pătrat atunci x1 2 egal cu 1 plus minus radical din 1 egal cu 1 plus radical din 5 pe 2. Da. Și x2 egal cu 1 minus radical din 5 pe 2. Cele două valori sunt în intervalul acesta, în unul din intervale, care acum se află, una din ele trebuie să le înlăturăm. Că noi nu am văzut că e egal cu 0, ci diferit de 1, da? Nu e egal cu 1, ci diferit de 1. Radical din 5 ar veni 2, 2 și ceva. 2 și ceva, plus 1, 3 și ceva supra 2, ar veni 1, ceva. Este aici 1 ceva. Este acolo, da. Da. Trebuie să-l scădem pe asta. Dar la altul. 1 minus 2, 0, ceva supra 2. Un număr negativ. Da. Este aici. Da? Da. Înseamnă că trebuie să scădem pe amândouă. Deci, corect, există, e de x aici scăpătă, da? Da. Există, e de x, există, e de x, dar și mai dacă, x aparține lui minus infinit 0, reunit cu 1 plus infinit, minus mulțimea, formată din elementele 1 plus radical din 5 pe 2 și respectiv 1 minus radical din 5 pe 2 și respectiv 1 minus radical din 5 tot pe 2. Închideam funcția. Și cu asta am răspuns la întrebare. Asta a fost o singură întrebare sau da, o singură exercițiu. Un singur exercițiu. Hai să vedem, ai putea face de astea câte vrei tu. Deci expresii în care să ai ceva la bază, totul la o altă necunoscută, exponentul nu are nicio pretenție. Nu? Numai baza mai mare ca 0, diferit de 1. Așa că îți lasă libertatea să compui ieșiții de acestea două, da? Da. De compus două pe modelul ăsta. Să vedem. Fie funcția f. Ce a avut autorul aici? Hai să zicem. Am vrut să vadă dacă știm la exponențială ce pretenție există. Baza mai mare ca 0 diferit de 1, nu? Da. Atât. Zi. F definită pe intervalul închis de la 0 la pe 2. Deci f definită pe 0 închis. 0 închis. Pe 2 închis. Cu valoare minus 1 și 1. Da. Unde f de x. Are expresia. Despre îți dăm legea. Da. Sin de x minus cos de x. Sin de x minus cos de x. Și avem 3
a mic. A mic. Se rezolvat ecuația f de x egal cu 0. F de x egal cu 0. B. Calculați f de tip 6. Calculați f de tip 6. Adică imaginea de tip 6. Cu cine este? Ori f de... Nu, era puțin. Da. Ori f de tip 3. Ori f de pi supra 3. Egal cu cine, da? Da. Și ce? Ce? Demonstrați că f este inversabilă. Demonstrați că f... inversabile, da. Nu? Și aflați f la minus 1. Și aflați f la minus 1. Egal cu cine? Care este expresia de f la minus 1? Așa. Sigur. F de x egal cu 0. Deci a mic înseamnă f de x egal cu 0, care se arăt însemna echivalent, te rog. Cu sinus de x minus cos de x egal cu 0. Sin de x minus cos de x egal cu 0. Am putea să atașăm sin pătrat de x plus cos pătrat de x egal cu 1. Așa, este... Suntem în funcție de... Sigur că da, deci avem tehnica asta cu... este o ecuație lineară aceea, da. Nu? Deci, acolo, ca metode, vreo trei la dar. Deci, una din metode la sin de x minus cos de x egal cu 0, punem sin pătrat de x plus cos pătrat de x egal cu 1 și în momentul de față, nu trebuie sin de x cu t, cos de x cu v, și apare un sistem acolo de rezolvat. Ții minte că aici trebuie să facem simultan. Da. Vedem ce cadran ne aflăm. Deci, e o chestie pe care am făcut-o. Da. O a doua metodă, care mai era cea, mai ții minte? Cu tangenta unghiului pe jumătate. Cu tangenta unghiului pe jumătate. Deci, a doua metodă era aceea în care ne amintim, sin de x egal cu 2 tangente de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2 cos de x egal cu 1 minus tangente pătrat de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2 și notăm tangente de x pe 2 cu un t. Și acum rezolvăm ecuația aceea cu t. Se pierd soluții. Se pierd soluții de forma x egal cu pi plus 2 ca pi. Ne amintim, da? 2 ca pi. Aici avem grijă să vedem la x egal cu pi verifică pentru ca să adăugăm în cazul nostru, x egal cu pi, sin de pi, sin de 180 grade, 180 grade suntem la cosinus acasă, da. Sinusul este 0, cosinusul e minus 1, de 0, cos de pi minus 1 și cu minus plus, 1 egal cu 0 nu se poate. Da. Deci nu ar trebui să fie așa o chestie, nu pierde nicio soluție. Și a treia era metoda unghiului auxiliar. Da. Da? Deci a treia metodă, metoda unghiului auxiliar. Metoda unghiului auxiliar. Și aici, dacă cumva sesizăm că la sinus sau la cosinus este tangenta unui unghi ușor de recunoscut, adică sin de x minus 1 ori cos de x, lucru care poți vedea, iar noi tangente de pi pe 4, și atunci urmează sin de x minus tangente de pi supra 4
un cos de x egal cu 0. Ceea ce ar însemna echivalent cu sin de x minus sin de pi pe 4 supra cosinus de pi supra 4 ori cos de x egal cu 0. Ceea ce ar mai însemna adun la aceeași mitor și vine sin de x ori cos de pi pe 4 minus cos de x ori sinus de pi pe 4 egal cu 0, nu? Ce ar însemna sin cos cos sin? Este diferența sin. Este sinusul de adunarea mândurilor, da? Da. Nu adunare, sinusul scăderii, ai avut dreptate. Când este invers la cosinus, da? Când ne vedem minus, e cosinusul adunării. Și când, da, deci e sin cos cosinus, este sinusul scăderii. Sin de x minus pi pe 4 egal cu 0. Și de aici spune sinusul de ceva egal cu 0, argumentul x minus pi pe 4 egal, aparține mulțimii, ți amintești, da? Da. Aparține mulțimii. Minus 1 la puterea K. Minus 1 la K. Arc sinus de 0. Că dreapta e 0. Plus K pi. Da? Când se adună 2 K pi? La cosinus. La cosinus. Și echivalent cu X minus pi pe 4, sub un ușor. Da. Aparține mulțime valorilor. Minus 1 la K. Sinus, arsin de 0, sinusul e 0 la 0, da? Da. Ori minus 1 la K 0, rămâne K pi. Da. K pi cu K parcurge, cum uitam să spunem, K parcurge 0, da? Ducem pe pi supra 4 în dreapta și echivalent cu X aparține mulțime. K pi. K pi, că ai zis minus, sau pi pe 4 plus K pi cu K parcurge 0. Deci, pentru ecuația de aici avem trei variante. Una, aceea care o știm cu sin pătrat plus cos pătrat egal cu 1 și avem un sistem notând sin de x egal cu puterea și cos de x egal cu v. Și atenție, de acolo trebuie să fixăm unghiul. Când găsim perechile acelea, în ce cadran ne aflăm, da. Cea cu tangenta jumătății se pierd. Aici este important, există riscul pierderii unor soluții de tipul pi plus 2 kpi. În cazul nostru n-am pierdut nimic. Dacă ne aduce, n-ar lucra ca o ecuație de grad 2, dar vine 2t supra 1 plus t pătrat, minus 1 minus t pătrat supra 1 plus t pătrat, egal cu 0. Și ar fi destul de simplu de rezolvat. Și a treia variantă, metoda unghiului auxiliar, cu ideea aceea de a sesiza dacă la sinus sau la cosinus este tangenta unui unghi cunoscut. Și am zis unor cos de x. Puteam să ducem și aici unor sin de x. Da. Și unul este tangente de pi pe 4 și să introduce unghiul auxiliar pi pe 4 în condițiile astea. Da, 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 da. Totuși, ecuația asta mai putea fi făcută foarte simplu astfel. Aia veni și îl ducem pe cos de x. Sigur că da, fost sin de x egal cu cos de x. Împărțim totul prin cos de x. Și ar fi fost egal, numai aici merge, că e 0 în dreapta, da? Da. Ar fost sin pe cos, adică tangente de x egal cu 1. Împărțit prin cos de x, vin sin pe cos egal cu 1. Adică, am ecuație elementară, x aparține mulțimii arc tangentă de 1 plus k pi cu k parcurge 0. Echivalent, că spune că x aparține mulțimii tangenta 1 la câte grade? K pi pe 4, la 4 și 5. Da.
Da? Deci vine pi pe 4 plus k pi cu k a 4. Cine mulțime numeră întregi. Și cu asta am răspuns și la ecuația de mai sus. Era mult mai simplu să zicem așa. De fapt, ea se încadrează în așa zisea ecuație trigonometrică omogenă. De tipul. Trebuia să sesizăm că asta e așa, asta, în care e egal cu 0, s-ar încadra în categoria funcțiilor de tipul sin pătrat de x minus 5 sin de x ori cos de x plus 6 cos pătrat de x egal cu 0. Se cheamă asta ecuație trigonometrică omogenă în sin și cos. De ce? Fiindcă gradul este 2 peste tot. Aici e sin pătrat de x. Aici e sin ori cos tot gradul 2, da. Pentru că am 1 și 1, deci 2. Și cos pătrat de x, iarăși 2. Nici nu stai pe gânduri, împarte prin cos pătrat de x, sau prin sin pătrat, dar regulă pe cos pătrat și devine ecuația. Sin pe cos tangent pătrat. De sin de x pe cos de x la pătrat, scrie, nu da? Da. Sin de x supra cos de x. Știi cum te promizezi pe varianta, că tot ai filmul și vei vedea filmul? Nu, nu. Scrie, desigur. Da, dar vreau să spun că poți să mizezi și pe asta. Cosinus, cosinus. Să simplifică și face minus 5 sin de x pe cos de x. Așa. Da. Plus 6, dar cu 0. Și acum sin de x pe cos de x e tangentă. Și vine tangentă de x. Minus tangentă. Minus 5 tangentă de x plus 6. Este ecuația gradul 2. Deci înseamnă că tangentă de x 1, 2, sunt două variante, este egal cu 5 plus minus 6. Ce numere adunate fac 5 și mulțite fac 6, 2 și 3. 2 și 3, da. Deci tangentă de x 1, 2 egal cu 2, respectiv 3. Adică vom avea două ecuații. Da. Odată tangentă de x egal cu 2 sau tangentă de x egal cu 3. Și zicem, x aparține mulțimii valorilor a tangentă de 2 plus k pi cu k parcurge z, iar din coace x aparține mulțimii a tangentă de 3 plus k pi cu k parcurge z. Și în final x aparține reuniunii celor două mulțimi. Hai să mai ne întoarcem încă o dată. Am plecat cu prima chestiune, să rezolvăm ecuația. În momentul în care mi-am propus să rezolv ecuația, am sesizat că am de-a face cu ecuație trigonometrică ce poate fi surprinsă din mai multe unghiuri. Odată ca ecuație trigonometrică liniară, fiindcă sinusul și cosul la puterea 1, deci de aia se cheamă liniară, n-am sesizat de la bun început că ar fi 0, care să mă duc la omogenă, dar am zis, pentru asta am variante, vreo 3. Da. Dacă ar fi fost egal cu altceva decât 0, un număr, 1 pe 2 cu noar, sau știu altceva, dacă ar fi fost 5, ar fi fost o prostie, că nu se poate, dintr-un sens că un cos facă 5, da. Neposibil, decât dacă ar avut alți coeficienți aici. Și spuneam că în condițiile în care n-ar fi fost egal cu 0, ci un număr, atunci ar fi trebuit să sesizăm că avem posibilitatea să surprindem mai multe variante de lucru. Una din variante ar fi atașarea formulei fundamentale. O altă variantă ar fi cu tangenta jumătății, atenție către unghiuri. La fundamental, atenție că trebuie să găsim unghiul pentru care simultan sinusul și cosinusul, ca să știm în ce cadran, adică T-ul și V-ul, dacă e eventual. La varianta a treia, metoda unghiului auxiliar, nu merge tot tipul, ci doar atunci când la sinus sau la cosinus vedem o tangentă a unui unghi cunoscut. Da.
Și după care se introduce un Gauss real și totul merge foarte frumos, se strânge acolo. Ne-am întors și am zis, stai, că ecuația asta putea fi văzută, dar fiind faptul că e egal cu zero, că ecuația e omogenă, dus pe cos în partea și împărțită, e o tangentă și rapid, soluția se găsește foarte ușor. Ea se încadrează în modelul de aici, într-un tip de ecuație, așa cum am spus aici, omogenă, același grad, gradul 2, puteam să mă gândesc la gradul 3. Dar am luat gradul 2, împărțit pe cos pătrat și am ecuație în tangentă, nu per soluții. Am avut asta la admitere, când am dat admiterea ca elev absolvent, cu gândul să iau admiterea la facultate, am avut o ecuație trigonometrică omogenă. Pe bilet. Așa mi-a căzut. Și mi-am amintesc că așa cum, un profesor m-a întrebat, zice, da, prin împărțirea lui cosinus, nu per soluții. Adică varianta lui cos egal cu 0, nu cumva ai pierdut-o? Răspunsul. N-am pierdut-o. Pentru că dacă cos ar fi egal cu 0, aici este 0, aici este 0, dar rămâne sinusul să fie 0. Și sinusul să fie egal cu 0 nu se poate în același timp cu cosinusul. Da. Că nu se poate ca în același timp sinusul și cosinusul să fie 0. Nu există niciun unghi pentru care sinusul și cosinusul să fie 0. Pentru că în clipa în care sinusul este 0, cosinusul e 1. Când cosinusul este 0, sinusul e 1. Deci nu pierd nicio soluție, nu am nicio teamă în chestia asta. Și sigur că am fost apreciat foarte bine. Adică ăsta era răspunsul corect. Mi-am amintit asta și ți-am povestit-o ție și colegilor tăi despre trăirea mea de atunci ca și candidat la Facultatea de Matematică. Eu sunt mândru că sunt un absolvent al liceului de la Podul Turcului, cel mai slab liceu din județ. Aici fac o paranteză, eram socotit cel mai bun elev al liceului și eu nu mă socoteam așa nici o clipă, pentru că când veneam la faza județeană, la matematică, nu reușeam să fac nimic. Și pentru mine era un șoc. Ei mă socoteau că sunt cel mai bun acolo, dar eu spuneam, nu e adevărat. De ce nu sunt în stare să fac ceva la faza județeană? Deci nu vorbeam de faza locală. Da. Acolo, la faza locală, eram cel mai tare. Cu putințe, eram singur. Așa. Problema era la faza județeană. Aici, pentru mine, lucrurile nu erau clare. Dar asta pentru că liceul nu mi-a imprimat. Era mai dorința mea de a se face o poziție bună, însă, fără o baghetă valoroasă, un elev face față cu greu. Așa cum spuneam, mă stresam pe profesorul meu foarte tare cu urmărirea asta zi de zi cu chestiuni care nu le puteam face. Vreau că nu mai există în viață acum, dar profesorul respectiv, era de până la Valde, prin zona Oneștiului. Ministrul proaspăt absolvent la mine și a fost prima dată când s-a întâlnit cu mine și era un profesor obișnuit. Mi-am amintesc că nu lasă nici statul, adică examenul de liceu să nu lasă. Și neșansa lui a fost aceea de a se întâlni cu mine foarte curios și foarte hotărât să răspundă sau își punea multe întrebări. Încercam să găsesc răspuns, dar n-aveam nicio sursă, n-aveam nicio colege, nu aveam nimic. Mi-am amintesc că doar în clasa 12 am găsit și eu o colegere, care am luat admiterea la facultate, o colegere de pierșă, o colegere de matematică foarte frumoasă, foarte bună. De aceea am rezolvat-o și cu aceea am luat admiterea la facultate de matematică din Iași. Da. Și acum. Calculați F de pi pe 6 și F de pi pe 3. Hai să mă ajuți.
la punctul B. F de pi supra 6 ori F de pi supra 3 înseamnă egal cu, te rog. Păi pi pe 6, e pi pe 3 acolo. Pi pe 6, pi pe 3. Așa. Păi dacă înlocuim, ar veni sinus de pi pe 6 ori sinus de pi pe 8. Sin de pi pe 6 minus cos de pi pe 6, deocamdată să facem de pi pe 6. Da. Totul de mulțit cu sinus de pi pe 3, da, minus cos de pi pe 3. Și egal. Dacă am înmulțit... Nu, no, hai să vedem cât e sinus de pi pe 6. Sinus de pi pe 6 e... pi pe 6 înseamnă... 3 pi 180 împărțit la 6? 30 grade. Da, 30 grade. Cât înseamnă sin de 30 sunt grade? 30, 1 pe 2. Așa, deci vine 1 pe 2, minus cosinusul radical și de cel 2. O dimineața acolo. Spune-mi ea. Pi pe 3, pi pe 3 minus cosinusul 60 grade. Adică sin de 60 de grade. 60 radical din 3 pe 2. Pe 2. E cât cosinus de 30 radical din 3 pe 2? Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și egal în parte cu? Păi 1 minus radical din 3 totul pe 2. Da, e aceeași paranteză. Uite, e aceeași paranteză, dar mai că e invers. Atunci scoatem un minus în față, da, și vine minus pe lângă 1 pe 2, minus radical din 3 pe 2, la pătrat, nu? Da. Ca să nu pierdem timp. Este calcul algebric acum. Adică se mulțim acolo și da, nu ce, deci am făcut asta. Putem să ridicăm noi separat la 2 și să, după să băgăm minusul, ca să nu... Deci minus pe lângă. Pe lângă. 1 minus radical din 3, că au aceeași numitor pe 2, totul la pătrat și egal cu minus pe lângă. Și acum arată la pătrat. 1 la pătrat minus 2 radical din 3. Plus 3. Da. Totul supra. Totul supra 4. Egal mai departe cu minus. Cu minus. Avem 1 plus 3, 4. Scoatem. 4 minus 2 radical din 3. Totul pe 4. 4. Și egal cu? Putem să scoatem sus pe 2. Da. Ia să s-a dus minutele, ia vezi tu. S-a făcut, da. S-a făcut, făcut, dacă suntem în... Să-l termin. Da, pe asta. 2 pe lângă 2. Pe 2. 2 minus radical de 3, totul supra 4. Da. 2 cu 4, rămâne 2. Vine minus 2, minus... Minus, minus, 2 minus radical din 3. Totul supra 2. Și dacă băgăm semnul înăuntru, vine 2 plus radical din 3 pe 2. Și dacă băgăm minusul, se întoarce și vine radical din 3 minus 2. Nu? Că da, minusul schimbă ordinea, radical din 3 minus 2 pe 2. Asta ar fi, asta ar fi și valoarea pe care am găsit-o. Este o valoare negativă. Da. Da? Poți să faci toată.